Salutare! Bun găsit la Hearts of Iron 4! Jucăm cu România pe modul The Great War. În episodul precedent am făcut ravagii în Marea Britanie și am reușit să cucerim integral toată Marea Britanie. Mai avem acum doar partea de Irlanda și câteva insulițe aici care sunt greu de reperat, inclusiv către nord aici avem insulele Feroe. În afară de asta, da, ne propune să avansăm către nord, să luăm Islanda, Groenlanda și ulterior să debarcăm și în Statele Unite. Probabil că debarcarea în Statele Unite va urma într-un episod ulterior, dar în episodul acesta imediat vom face curățenie aici în zonele acestea, cum ziceam, Irlanda, cele două insulițe plus aceea mică de acolo, Islanda și Groenlanda. Pe de altă parte, în ceea ce privește Africa, din nou vom face progrese importante, zic eu. Poate la un dat, dacă avem timp, ne duce să bate și pe Madagascar, să văd că mai au pe aici Franța, teritorii inclusiv pe lângă Madagascar. Taiwanul, nu l-am luat Taiwanul. Și probabil că nu prea mai are Marea Britanie flote, dar în mod sigur în episoadele ce urmează ne vom confrunta cu forțele lor și îi vom face prăpăd. Bun, dragilor, hai să începem și dacă vă apreciați această serie, dați acolo un like de început și comentați-mi, cum ziceam, contează destul de mult la promovarea acestei serii și a canalului în general, la creșterea canalului. Dacă nu sunteți abonați, de asemenea, abonați-vă, porniți-vă toate notificările, ca să nu ratați niciun episod, pentru că această serie se apropie de final și vrem neapărat să prindem acest final. Bun, hai să vedem acum ce aveam în preparare. Cred că în ceea ce privește trait-urile de general nu vreau să mai pun nimica, nici la Military High Command nu vreau să mai iau nimic din ce apare aici, pentru că deja avem Artillery Attack, Division Attrition 12% și Infantry Division și Infantry Division Attack. Aici avem un Army Reformer. Cred că ar fi mai bun un Division Organizer. Avem destul de mult, dar Army Experience Gain-ul ăsta. Poate să fie util pentru armata în sine. Anyway, în aproximativ 31 de zile putem să avem și invazia. Ceea ce vreau să mai facem este să relocăm parte din flota noastră, pentru că avem o bună parte din flota adusă acolo și cred că putem să o ducem aici în Normandia. Să fie mai aproape de intervenție, dacă cumva e cazul de așa ceva. Inclusiv pe ăștia 60, i-aș aduce undeva aici, mai pe insulă. În Wales, de exemplu. Așa, hai să vedem și aici, la Lancashire. Și cred că mai am pe aici niște nave. Hai să ducem la Lanark. Ceea ce încerca să mai fac este să mai construim ceva aeroporturi aici în zonă și niște radare, pentru că nu avem radare. Bun. Cred că inclusiv în partea de sud aici nu prea ne-am concentrat deloc pe aspectul radar. Și să dăm drumul și noi la niște aeroporturi, poate. Uite, de exemplu, aici ar putea să fie un aeroport bun. Ok. Ok, hai că am umplut lista de construcții acum. Efectiv avem o groază de chestii. E bine că avem și multe fabrici civile. După cum vedeți, edita mai coada de lucru care se fac în paralel. Deci toate fabricile astea civile contează. De asemenea, foarte important, consumer goods-ul nostru este de doar 2%. Ceea ce este de drept impresionant, 22 de fabrici la 1117, fenomenal. Bun, acum ceea ce privește producția, având în vedere că vrem să debarcăm în Statele Unite, probabil că n-ar strica un pic să ne pregătim de acea debarcare. Hai să vedem ce ceasisuri avem aici la pregătire. Cred că avem și heavy, ceea ce e bine, putem să facem și un design de heavy, avem un medium și avem un light improved. Și în 118 zile am produce un nou light. Cred că pot să mă duc să decomisionez acest basic light. De aici păstrăm medium, basic medium tank chassis. Este o variație acestuia, pe care cred că o lăsăm așa cum e. Putem să punem chiar și medium howitzer. Dar asta cred că ne forțează la artilerie. Mă întreb dacă am putea să facem o astfel de variantă, chiar ar fi cool.
M-am gândit acum. Și zicem artilerie, dar opa! În momentul în care o facem artilerie, îi scade semnificativ damage-ul. Și nu știu dacă pot să le pun aici un design diferit de artilerie. Ce să-i punem? Mă, normal, ar trebui să-și facă el use best match. Ok, am montat din toate. Cred că rest... Armura, cred că este cam mare pentru un... chiar și dacă e un medium tank. Nu prea cred că au ei mega armuri. Aș încerca să-mi cobor costul. Are oricum armură implicită de 35, care e destul de bună. 10.72. Așa, medium arti. Așa, o să vreau să producem și din astea. Undeva aici, în paralel cu acest medium tank chassis. T39. Avem tunul de 122 de milimetri. E destul de cool tunul ăsta, de ceea ce am putut să fac acum repede. Ăsta i-am pus, cred că un medium, are un medium cannon pe-l montat. Bun, ce vrem să mai facem, evident că avem acest Basic Light Tank Chassis, dar a apărut această variantă de Improved. Nu putem să-i punem armamente medii, în schimb putem să-i punem un Improved Small Cannon, care cred că este cel mai bun. Avem și Automatic Cannon, foarte interesant. Dar cred că ăsta are piercing-ul 50, mamă, de-a dreptul... Distrugător de tankuri mediu, inclusiv cu un piercing de 50. Lăsăm cu Christie Suspension și Riveted. Motorul vreau să-l ducem undeva la măcar 10 km pe oră. Așa, hai să vedem ce mai punem. Un Improved Radio pentru Breakthrough, că nu prea are altceva. Special Modules. Armor Skirts, nu știu dacă are sens. Are armura de 15. Am putea să mai punem un tun care ne dă ceva mai mult damage decât production costul, în schimb este de două ori mai mare. Da, nu. Hai să punem mitraliere, sincer. Heavy machine gun. Da, un machine gun normal cred că este mult mai eficient în felul ăsta. Deci am pus o turetă suplimentară, dar este de categoria Heavy Machine Gun. Wow, am făcut un super tank din ăsta, modelul R2. Cred că pot să mă duc să și schimb producția aici la light-uri. E că aveam un light aici undeva la producție, nu mai știu de când. A, și trebuie să nu uităm să schimbăm artileriile. Am 27.000 de upgrade-uri de artilerie. Așa, și hai să căutăm tankurile alea. Bă, că am modelul R1A. Mă duce să-l schimbăm cu R2. Pentru că acest R1A, sincer, e mai slab un pic, cred eu. Ah, ba nu, este surprinzător. Este chiar mai bun. Dar ce i-am pus? I-am pus doar mitraliere și un tun. Are un small cannon aici. Da, dar e un pic mai scump. Hai să mergem pe varianta asta. Sincer, Improved Light Gun Chassis. Văd că am 10 fabrici asignate în zona aia. Aici am și aici 1400. Am o groază de fabrici asignate. Probabil n-ar strica să aluc câteva și ăstora. Așa, și hai să producem și niște heavy tanks. Deci am băgat artileriile. Hai să vedem acum heavy turret type. Are un super breakthrough tureta asta. Așa. Hai să vedem ce heavy armament avem. Avem doar basic heavy cannon.
E adevărat că ăsta dă destul de mult acum, 4, dar aș încerca să-i pun module normale, simple, pentru că el are oricum costul de 19. Hai să vedem ce putem să-i punem ca să-i facem cea mai ieftină. Ele oricum sunt foarte lente, să vedem ce putem să-i punem ca să-i facem, zic, cea mai ieftină design. Riveted armor-ul. Nu prea cred că are sens să-i băgăm din astea ca să-i facem costul de 30. Mai bine băgăm un riveted armor. Acum, care e cel mai bun motoraș care pot să-l pun? Pe benzină. Dar reliability-ul contează să fie 105%. Problema este că motorul este foarte slab. Și bă, că bagă motor de rupt. Și cu gasolina abia îl ducem la 8.7 cu un cost decent. Armura e de 35. Și este apropo, ne-a pus Horea. Hai să vedem ce variantă alegem de aici. Pe care dintre ele? Ăsta parcă e un medium. Hai să mergem pe ăsta. Mamă, avem tot felul de din astea interesante. Ăsta are mai țeava. Deci cu un cost de 20 are armura 35. Nu prea cred eu că au americanii din alea, dar hai să vedem. Trebuie să am măcar 45. Mamă, are un piercing de 90. Deci face vraiște orice. Heavy tank generic. Ok, nu știu de ce mi-a ales modelul ăsta. Sunt curios dacă avem pe coloristica. Așa, le-am pus icoana asta. Și modelul ăsta. Cool. Oare pot să-i pun aici? Ce am putea să-i punem? Torsion barul. Da, mă deranjează un pic faptul că reliability-ul lui este destul de slab. Cred că îi dau jos armura de pe el. Am dus la 75%. Dacă îi punem motor diesel, 96% cu max speed de 7. Cred că îl facem în felul ăsta. Ne-am făcut și noi designul unui heavy tank. O să încercăm să producem și din astea câteva. Problema este că sunt foarte scumpe. Bun. Și altă chestie importantă, vreau să facem upgrade-uri importante de Heavy Fighter 2. Vreau să le ducem până la 150 și aș vrea încetişor să renunțăm la parte din producția de scouturi. De exemplu, de aici aș vrea să tai fabrici și să încerc să măresc producția de Yaruri 380A, pentru că astea au un range aerian incredibil de 1870. Nu mai vorbesc că agilitatea e 31.5. Este mai mică în momentul de față, dar am impresia că nu le-am făcut upgrade-ul la Heavy Fighter-urile alea 2. Nu, stabilitate la maxim, pot să le mai măresc în schimb range-ul dacă am. Și vrea să le duc mai mult de atâta. Da, la agilitatea un inconvenient, agilitatea un pic mai slabă prin comparație cu Fighter-urile 2. Cred că scouturile au și ăștia, o agilitate de 49.5. Fighter 2 în schimb au agilitatea destul de mare, 74.7. Superioritatea aeriană este clar mai mare cu 1.25 decât Fighterele 2, care au doar 1 superioritate aeriană. Totodată, ce era important aici de remarcat, au și naval attack, naval targeting, max speed 583 km pe oră. Reliabilitate cred că 80%, dar de ce oare? Ah, cred că toate implicit sunt pe reliability de 80%. Știu că în schimb configurasem unul. Da, e pe 80%, da. Da, oricum e un model mult mai bun. Prin range-ul pe care îl are și RTA cu de 64.4. Eu zic că este destul de bun. Asta are doar 37.8.
Viteza de deplasare, da, e mai mare viteza Fighter 2, și la au 409. Deci o să băgăm Heavy Fighter la greu pe câmpul de luptă. La Naval Bomber restul nu cred că avem upgrade-uri, dar putem să aruncăm o privire. Naval Bomberle cred că erau deja fully upgraded, Closer Support. Pare că sunt fully upgrade, cred că deja putem să decomisionăm modelul vechi. Da. Era un model un pic mai slăbuț. Ar putea să mă duc să-l schimb acum cu Closer Sport 2-urile astea. Și să facem upgrade-urile, 3600 de upgrade-uri. Bun, deci am pus Heavy Tank-uri. Nu știu dacă la Heavy Tank-uri putem să facem și o variantă de... Improved Light Tank chassis-ul ăla l-am făcut, dar... Dubiul meu era cu privire la acest model, are 42.7 R1A și tank normal, medium, așa, ăsta are 4.39 cu un cost de producție de 8.8, cred că este mai bun decât Basic Light Tank chassis ăsta. Drept urmare o să-l decomisionăm pe acela. Plus că are tunul de improved light tank, care este clar, are o penetrare de 50 de puncte, semnificativ mai mare. Singura chestie, nu știu dacă putem să facem, din ceea ce am uitat pe aici, nu părea. Putem să facem un medium howitzer din ăsta, dar pe chassis de heavy tank, nu știu dacă merită. Anyway, basic medium tank costă destul de bun. Da, nu are ce să-i punem. Hai să facem acum că le-am băgat în producție toate echipamentele. Hai să vedem ce template-uri putem să băgăm. Avem acest medium tank 20 combat tweet. Putem să facem o variantă în care să-i băgăm și niște artilerii. Evident că o să avem niște inconveniențe cu chestia asta, dar atacul i-a crescut cu 72 și reliability a crescut un pic, în schimb, da, pe mai ce alte categorii ne scade tot. Și a menținut combat rate-ul de 23, organization un pic cam slab. Așa, și cu arti. Asta ar fi o variantă și mai putem să facem din ăsta o variantă de heavy cu artilerii medii, pe care max speed-ul, e curios că are max speed-ul doar de 6.4. O să mai verificăm un pic chestia asta. Băgăm heavy tank-uri aici. Așa, heavy tank-uri cu medium SP și văd că au hard attack-ul destul de mare. Nici nu cred că o să avem nevoie de atâtea. Mai degrabă combinăm cu mediumuri. Deci facem un heavy medium. Așa, și avem un template mixt acum. Cu medium SP artillery și cu heavy tank. Eventual, nu știu dacă vrem să băgăm aici light tank-urile, cred că ne-ar ajuta la greutate. Și să scădem semnificativ doar cu 100 de puncte costul. Da. Bun, putem să dăm drumul să și antrenăm vreo 12 din astea. După care, cred că am vrea să le completăm pe acestea 12. Cu niște mediumuri. Am și un Heavy Armor Division pe aici, dar sincer sunt mult prea complicat de întreținut. Mediumurile pure. Cred că putem să băgăm și 12 mediumuri pure printre ele. Și hai să revizuim un pic viteza de deplasare la toate tankurile care le băgăm acolo. Deci așa, acest Basic Heavy are viteza maximă de 7 km pe oră, ceea ce înseamnă că nu trebuie să ne agităm prea tare nici la medium SP-urile astea, că chiar dacă punem mai mult de
7 nu vor fi foarte eficiente. Deci un 7.3, având în vedere că heavy-urile vor avea în jur de 7. Iar apoi la acele medium tank-uri, cred că aveam 7.8, coborăm un pic viteza. Undeva la 7.0 avem și la ăstea. La artilerie acum am 7.3, stai să le ducem. Nu pot să le duc exact la 7, deci la 7.3. Bun, 7.3. Ideea e că trebuie să avem un template care să fie uniform din punct de vedere viteza de deplasare. Astea sunt light-urile care nu ne interesează. Și sincer, oricum nu prea văd ce să le mai pun astora. Hai să vedem reliability, cred că au 78% astea, 72.6, atunci cred că ne permitem să băgăm și noi aici un gasoline. Hai mă, băgăm gasoline. Și o să ducem la 8.7 viteza de deplasare. Hai să-l urcăm și la astea viteza. Gata. Hai, să fie toți în linie. Așa, și o să schimbăm un pic designul ăsta, că nu-mi place acum. 8.7. Bun. Hai să alegem și noi un tun mai sofisticat un pic. Uite, ăsta arată mai bine. Așa, și să alegem și un artilerie care să arate mai bine un pic. Că găsim o artilerie interesantă. Așa. Bun, deci am pus heavy tank chassis-urile cu medium tank și cu medium artillery. Toată lumea are viteză de 8.4 cel puțin. 1.8.3. 8.7 chiar pe heavy tank-uri. Opa! Dacă avem 8.7 pe heavy tank-uri, trebuie să asigurăm și pe restul. Ok. Nu știu acum la template ce ne zice. Camionele știu că aveau și ele o viteză destul de bună. Dar hai să vedem. Și decomisionăm probabil, dacă avem modele mai vechi aici. Improve light tank-urile le scot. Bun, deci astea sunt destul de bine și sunt foarte rapide. Asta e mișto cu 8.8. 8.7 și ăsta are 8.7. Hai să vedem ce modele mai avem aici mai vechi, că aș vrea să le înlocuim pe toate. Așa, medium SP artillery. Bla 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 bla. Bun, am băgat și medium tank chassis-uri. Ok, avem o grămadă de upgrade-uri pe aici de făcut. Astea sunt mult în urmă. Ok, cred că o să le lăsăm în felul ăsta. Avem și light-urile chassis. Hai să revenim la armată, să vedem cine ce făcea și pe unde. Am impresia că aveam aici parte din trupe care le foloseam pentru un scop. Hai să mă duc să-mi caut pe mărini. Mărini vreau să-i aduc aici pentru că aș vrea să încep să le dau task-uri de altă natură. Ăștia o să-i lăsăm aici. Nu știu ce s-a întâmplat cu linia lor ofensivă, dar am impresia că se cam stricase la un dat. Încă pare ok linia lor ofensivă și a unor și altora. Așa, băiatul ăsta cred că poate să rămână liniștit aici. În schimb, pe Ilie Florescu, cred că o să-l trimitem pe partea elaltă. După care, îi aveam pe ăștia care acoperau zona asta. Eremia Grigorescu face invazia în Irlanda și aceștia stăteau să acopere punctul ăla. Ok, nu-mi dau seama cine stătea pe aici. Ai lui Eremia Grigorescu și Steflea. Ok. Bun, al lui Steflea, sincer, nu știu ce mai căutau pe acolo, dar trebuie să fie doar aici. Și cred că cam asta este, pur și simplu ceilalți după ce își termină treaba se duc acolo. Și trebuie să nu uităm aici că am impresia că mai avem niște forțe care putem să le dăm strike force. Le ducem acolo și le băgăm armata acestuia. Așa, și acum cred că putem să ne băgăm viteză un pic.
Am făcut toate modificările necesare. Și îmi cer scuze, dar am uitat ceva important, probabil. Pentru mărini și blindate, nu știu de ce, dar am impresia că n-am pus pentru toată lumea avioanele de care aveam nevoie. Hai să culegem și noi toate avioanele care le mai avem pe aici și șomează. Așa, eu trebuie să fac rost, practic, în esență de vreo 800 de avioane. Dar pentru blindatele alea trebuie să le dau. Deci, jumătate dintre avioanele astea le ducem acolo. Așa. Hai să plece. Asta nu știu cum a ajuns unde a ajuns, dar anyway. Hai să vedem din restul de avioane de aici, dacă pot să-mi deselectez sau să-mi reselectez ceva. Pentru că aș fi vrut să-mi iau tot așa, vreo 400 dintre ele. Opa, avem și heavy fightere? Oh my god, stai așa că heavy fighterele trebuie să le ducem deoparte aici. Unde altă, dar sunt un soi aparte aceste heavy fightere. Bun. Mai am aici aproximativ 500 de avioane care sunt pe intercepție. Le vom duce acolo și vor fi pe intercepție și ele. Bun, și trebuie să mai găsim acum niște cruiser support, probabil să le asignăm băieților ăstora. Ar trebui să mai fie pe aici pe undeva niște transport planes, poate 200 de transport planes. Le trimitem și pe alea acolo și trebuie să mai... Am impresia că avem doar 1400 de transport planes, ne mai trebuie 100 să le recrutăm. Hai să ducem aici din zona de transport planes. 100 de bucăți, probabil ar trebui să mărim și noi producția de transport planes, că n-am mai produs de ceva vreme. Ok. Și astea odată ce vor veni, o să vreau să le asignez acolo. Nu, acolo, mint. Dar hai să le facă deploy. Adrian Steflea s-a ales cu răni. Încă un as promovat. Am înțeles. Ok, și mai lipsesc acum niște closer support-uri, vreo 9 bucăți. Dacă reușim să mai culegem de pe undeva, dacă nu mai reușim să-i culegem de pe nicăieri. Că sunt toți deployați. Putem să mergem aici la Munich. Gamma closer support. Să deployăm cele mai bune closer support-uri care le avem. Cred că ne trebuie, cum am zis, vreo 900 de bucăți. Așa. Ok, le punem pe closer support și pe port strike. Nu, pe logistic strike și le asignăm acestea. Bun, cred că oamenii sunt asignați pe poziții. Aici a avut loc o nouă bătălie navală, dar pare că s-ar fi scufundat și un dreadnought. Partea de nord... uite, aici flotă britanică scufundată. 9 drenaturi, 3 heavy cruisere, 5 light cruisere și 15 destroyere. Iar convoi. Deci aveam aceste 4, 3 invazii. Hai să le termine și băieții ăștia să le facă. În paralel cu asta, cred că n-ar strica. Atențiune! Acum dacă ceilalți au venit deja aici. Adunarea. Sau sunt în curs de a veni. Să planificăm deja să luăm și noi insulița asta frumos. Hai să facem de acolo, aici. Și să luăm 4 bucăți. Așa, avem asaltul acolo. Bun, ăștia 6 deja și-au făcut o primă invazie, frumos. O să le dăm în felul ăsta. La fel le dăm și ăstora.
Atențiune! Au debarcat și ăștia, le dăm și ăsta la repede o invazie teritorială. O punte ofensivă, văd că deja s-au unit fronturile. Asta e ceva ce îmi convine de fel. Atențiune! Pentru că pot să mă duc să șterg liniile astea de front provizorii. Și mă duc să zic să facem o singură linie de front. În care punem aici tot. Deja unii dintre ei și văzusem că vreau să plece pe mare. Ceea ce încă am displăcea. Pentru mareșal, sincer, nu aș vrea să-i mai dăm niciun trade. Eu aștept să-i facem ultimul trade ăla de organizer. Din păcate am impresia că mai am un singur trade posibil, deci nu o să pot să pun și logistic wizard-ul. Da, na, vedem ce și cum. Acum ce o să se întâmple? Posibil să iasă nave în larg. Odată ce se termină cucerirea asta, dar o să vedem imediat. Dacă a mai reparat cineva pe cineva. Uite, aici o flotă canadiană care dădea târcoale. Ceea ce aș vrea eu să mai facem rost. Acum battle cruiser. Hai să facem și cu patrol și cu battle cruisere. Nu mă deranjează. Așa. Aș vrea să setăm și în jurul Islandei. Și strike force. Și probabil aici o să renunț la locația asta. Hai să văd acum pot să duc și acolo noi nave să mai fie cât mai aproape. Norfolk Island. Și la Dublin. Și mai încercăm să facem și noi niște naval bases, de exemplu, nu știu, aici. Și probabil ar fi de niște airbase-uri, ar fi de bun augur aici. Ok, am făcut și Advanced Engine, asta e util pentru ceea ce produceam. Advanced Armor Protection nu mă presionează prea tare, în schimb aș băga medium tankurile astea noi. În ceea ce privește acum armata. Cred că nu am cea mai bună dispunere a lor în ceea ce privește protecția. Hai să-l ascundem un pic pe amiralul Averescu. Să vedem fiecare ce acoperă pe aici. De exemplu, zona Greciei. Aici nu cred că mai are sens să acoperim, sincer. Pentru că nu mai are pe unde să pătrundă nimeni odată ce am luat strâmbtoarea la Gibraltar. Drept urmare este cam waste of time. Și avem o întreagă armată care acoperă toate insulele astea. Cel mai probabil nu vom avea invazii. Pe area asta, în schimb putem să avem prin alte părți și cred că este un motiv bun ca alții să se mobilizeze, să le acopere. De exemplu, cred că de undeva de pe aici ar trebui toată zona asta, unde putem să ne trezim cu invazie și ar fi total neplăcut, mai ales că sunt zone în care nu prea avem... foarte bun, nu stăm foarte bine cu acoperirea terenului. Dacă ne trezim cu invazie în spatele trupelor, ar fi destul de rău. Asta cred că momentan nu o luăm. Așa. Și acum, hai să vedem cine mai acoperea și ce. De exemplu, și băiatul ăsta, pot să mai renunț aici la câteva locșoare și să încercăm să acoperim... ceva de genul ăsta. Atențiune. Ok. Hai să vedem acum. Atențiune. Pare că suntem ok acum. Adunarea. Ok.
Ah, ok, am acoperit toate locațiile astea. Atențiune! Adunarea! Da, cred că până aici acopeream. Cu ceilalți. Până la Basra. Ceea ce înseamnă că e destul de bine. Avem continuitate prin restul de trupe care acoperă dincolo de Basra. Ok, și o să putem să ne extindem cetișor aici în jos. Am aici destul de multe blindate care sunt cu tunuri și toate cele. Și cred că mai am niște trupe de infanterie pe aici, pe undeva. Bun. În sfârșit vedem și noi dreadnought-ul scufundat. Hai să expandăm aici să vedem dacă putem să facem invazia aia, încă nu. Bun, acum trebuie să planificăm toate celelalte invazii. Așa, și aș încerca să aloc. Am înțeles. 4 băieți aici. Atențiune. Mai facem una acolo. Adunarea. Așa. Hai să vedem ce altă invazie mai trebuie să facem. Islanda ar fi următoarea. Care probabil trebuie să o facem tot așa, din două manevre. La comandă. Atențiune. Ok. Și trebuie să mai planificăm cu invazia în Islanda. Pe partea elaltă. 15. Cred că acum, în momentul de față, am cam alocat tot, că avem 12. 1, 2, 3, 4. Așa, și cred că n-avem dublu alocări. Posibil să trebuiască să ne extindem un pic spre Labrador Sea. Dacă să facem asta, cred că probabil trebuie să renunțăm la Bay of Biscay și să punem Labrador Sea. Aici o să fie, opa. Momentan plâng ăștia cu Labrador Sea. Hai să punem asta. O scoatem pe aia, o punem pe asta. Și vedem dacă ne întâlnim cu americanii, pentru că am impresia că americanii mai au ceva flotă. Nu știu canadienii cât mai au. Ar mai avea 72-83 de nave. Ok. În ceea ce privește trupele. Văd că pe aici aștia alții își fac numărul. Ași promovați. Da, probabil în rândul forțelor aeriene am o grămadă de ași care putem să-i mai dăm. Hai să vedem pe unde putem să dăm niște ași. Am impresia că aveam și aici, acei 300 de... găsisem un loc parcă unde să-i trimit. Avioanele astea speciale. Așa, vreau să facem o armată numai de heavy fightere. Ducem aici la Munich. Undeva să avem loc de 2000 de avioane aș fi dus să le duc. Îmi dau seama câte heavy fighter-s pe câmpul de luptă. 700 cu totul. Dacă le-am și găsit pe toate, ar fi mișto. Am 300 acolo. Așa, bun. Restul sunt în North-East Congo, parte din ei, și mai am încă North-East Congo și Central Africa. Ok, la Kurdufan. Hai să mergem la Kurdufan. Și să-i vedem.
Da, i-am găsit ăștia 4 Heavy Fighter Wings. O să, cum ziceam, o să vreau să-i relocăm acum. Unde am zis că îi aducem? Undeva aici. Așa, i-am dus pe toți aici. Vin și aia. Pe cineva, cred că l-am abandonat acum, l-am lăsat cu 400 de avioane doar. Drept urmare, o să mergem să-i dăm și lui restul de avioane. Ia să vedem ce a rămas pe aici. Are 4 PR wing-uri. Ok, nu știu exact ce funcție aveau, dar măcar le-am dat acum o funcție, sunt Air Superiority. Și pe intercepție mai dăm încă 2 și mai găsim acum noi 2 avioane care le punem pe intercepție și le dăm și pe alea. Gata, are tot. 800, 300, 900, 800, 300, 900. Ăsta nu are pe nimeni. Și Eremia Grigorescu, da, nu e tragic. Bun, Eremia Grigorescu am putea să-i dăm momentan și lui să nu se plictisească, îi dăm niște area defense-uri. Pe Marea Britanie. Este sub nivelul lui, dar momentan, cum ar veni, își face și el concediu liniștit. Păzește doar coastline-ul. În felul ăsta are și el o activitate acum. În schimb, toți ceilalți de aici, cred că pot să-și facă deja numărele. Dacă sunt gata, îi dăm să-și facă și invaziile. Gata. A, și uite cine am scos din port odată ce am luat asta. Pe Marea, pe Norvegia. Stai puțin că e... A, uite cine am mai reparat aici. Alte 60 de nave, inclusiv cu 12 capitale care încearcă să scape. Sunt curios dacă flota mea va intercepta. A, uite, se duc ăștia cu 10-4-6 să intercepteze pe aia. Să vedem pe ăștia cine interceptează. Da, i-au prins. Spre ghinionul lor a venit și Târgu Mureș, Târgu Crucișătorul. 6 light cruzere. Avem o distribuție foarte bună cu 40 de distrugătoare și 10 nave capitale. El are și aici Pride of the Fleet cu 6 pre-dreadnought-uri și armored cruzere. Eu zic că o să fie spulberat efectiv. Mamă, ce Târgu Mureș deja a scufundat și el ceva. Incredibil ce e aici. Oh my god, deci pe oră i-au făcut varză pe ăștia. Mamă. Stai că-i prind și pe norvegeni acolo. Deja au mai venit nave, vin întăriri. Nu mai are nimica. Mamă, ce de a scufundat și Târgu Mureș și a scufundat la greu din ele. Grucișătorul de luptă. Gata, aia au fost. Au fost toți scufundați. Ce face asta? Hai să vedem. A, deja i-a prins cineva aici, le-a distrus. Gata, i-au găsit. Am deja 2000 torpile, 800 de tunuri. Au venit și carrierele. Mamă, cât am mai armata, 53 de nave. Am și... Oh my god! 378 de naval bombere urcate pe carriere. V-am zis că nu s-a studiat, din păcate, naval bomberul de tip categorie carrier. Dar putem să toate navele, naval bomberele care sunt poziționate în zonă peste aceeași suprafață de teren peste care se deplasează un carrier, pot folosi carrierele. Oh my god. Cine le scufundă? NMS Oradea. Oh my god, battle cruiser. Battle și vas de război 1. Oh my god, le-am făcut varză, n-am apucat să miște nimica, băiații ăștia, măi. Stacky mai... Sunt și la Reykjavik câțiva dintre ei. Ia și cine mai dă târcoale pe aici? Mai dădea unul târcoale, mi se pare.
În 21 de zile facem și restul de invazii. Ok, bine că pe asta am terminat-o. Ștergem. 1, 2, 3, 4. Excelent. Înspre Africa de Sud mergem destul de bine. Facem progrese. Și mă puneam problema la un moment dat că aș uita vreo insuliță pe aici pe undeva. Ah, acum e Gotland aici. Mă, hai să facem și asta. Hai să vedem cine face un naval invasion aici, rapid. Ah, deja s-au asignat cele 4. Dar cine oare sunt cei 4 care s-au asignat? Ăștia? Cineva pare să se ducă. Ăștia se duc, ăștia 4. Asta e de bine, excelent. Și ăștia deja au plecat o să-și facă invaziile. Mamă, ia să vedem acum. Le scoatem și flota Danemarcei din port. Și a Islandei și toate cele. Da. Văd că am mai scufundat pe aici 3 armored cruiser. Cred că avem bombăre undeva în zonă. Da, avem o grămadă de bombăre aici în zonă. Babi, putem să mai relocăm niște naval bombăre din, din diverse locuri. Da, am putea să mai aducem aici. Având în vedere că am o groază de rezerve de naval bombăre, cred că putem să mai punem inclusiv pe mările de pe lângă. De exemplu, pe Marea Nordului am putea să punem pe aici cu... uite aici, cu Henry Intercepție și așa. Aici putem ține doar 200, dar putem să punem aici niște naval bombere, cred. Nu strategii bombere, nu mediumuri. Astea sunt cam mari. În schimb, avem naval bombere destul de multe. 1, 2, 3. Așa. 4, 5, 6. Gata. Și le asignăm pe astea 6. Nu bat aici. Asta ar fi curios să nu bată. Don't have courage. Nu au curaj. Ia mă, hai să-i ducem aici și să vedem. Își găsesc curajul. Nu, curaj. De ce oare? Nu știu. Hai să le dăm să fac niște experiență. Pilot exercises, ceva. Încă scrie că se deploiază săracii de ei. Îi trimitem acolo dacă apuc la antrenamente. Vreau să vedicăm ce s-a întâmplat cu invaziile noastre. Adunarea. Am avut și Engineering Company 6. Facem și Recon Company 6. Așa, și le-am scos flote, două flote le-am scos. După cum se poate vedea, una dintre ele deja intervine și intercepteze pe celălalt, face și Hills Hospital 6. Și 7. Mamă, alte flotă. Și a Olandei. Și a Norvegiei. Norocul lor e că... Așa, i-a interceptat cineva aici pe ăștia. N-au nave capitale, din păcate, pentru ei. Deci sunt ca și scufundați. Hai să vedem în paralel alt fight aici. Nu avem schimb naval bombere aici. Mi-a scufundat un submarin. Oh. Hai să vedem. Aoleu, deja am 3000 și ceva de torpile. 900 de tunuri. Eu zic că e cam finito. Toată flota norvegiană este sub apă. Mamă. Aici le-am scufundat un light destroyer și așa. Așa.
Am luat Reykjavik-ul. Ia să vedem. Vă cam la reparație. Așa, mai băgam niște nave la reparație. Bun, deci le-am scufundat 40, mamă, 70 de nave. Încă mai scufundăm la greu acolo. Ok, le-am luat și provincioarele astea. Cred că putem deja să ne planificăm, să ne organizăm cu Groenlanda. I-au ajuns ăștia 4 aici. N-avem supremație acolo în zonă? Opa, dar stai așa, că cineva e pe... Vrea să fie pe patrol doar ăștia. Și aici am presia că noi n-avem asigurat naval patrol. Dar eu cred că avem asigurat naval patrol. Să vedem ce zic ăștia 4 despre invazia lor. Upper Baltic. Only 0% naval supremacy, but require 50%. Mă, dacă e nevoie. Hai să punem pe cineva. Care să vină să asigure acolo supremația. Ia. Sunt prea îndepărtați câțiva dintre ei, zice. Hai să ducem pe ăștia aici. Gata. Și în felul ăsta asigurăm și Upper Baltic și supremația necesară să facem invazia aia naval. Nu știu ce e aici cu avioanele. Deci pe partea asta vrem, pe partea asta nu vrea nimeni să facă naval strike. Ah, gata, acum vror. Doar unii dintre ei, nu știu de ce nu toți. Restul n-au curaj. No region assigned. Păi... Da, restul nu știu de ce n-au curaj. Dacă n-au curaj, hai să-i lăsăm să mai facă niște naval exercise, poate le vine curajul. Bun, am reușit să luăm între timp și Islanda integral. Mai facem și noi naval invasion. Dar n-aș trimite 8. Lăsăm 4 acasă. 8 dintre ei se pregătesc, restul vor sta acasă liniștiți, să-și facă și numărul, să-și termine. Uite, am găsit că sunt nave pe aici. Le scufundarăm și flota finlandeză. S-au întâlnit cu flota mea. Mai aveau ceva pe aici? Apa, sper eu că nu. Am mai scufundat ceva pe aici. suedeză, cred că era, sau... Da. Excelent. Bun, deci ne-am terminat insulițele pe aici. Mamă, dar în timp ce se retrăgeau, tot le-am distrus. Wow. Este fantastic ce s-a întâmplat. Bun. Hai să vedem un pic. Era Suedia, deși sunt capitulați ei. Hai să vedem cine mai trage pe aici. Cred că putem deja să și renunțăm la poziționarea de aici, că nu cred că mai avem să mai scoatem pe acolo flote. Așa, ducem la Konoh acolo. Și renunțăm la asta și de aici. Bun. Am mărit patrulele în zonele celelalte. Cred că în zona asta suntem relativ ok. Recent am mai scufundat niște pre-dreadnought-uri pe aici. E bine. Cred că canalul englez am putea să le elimin, să renunțăm la el. Sper eu.
Să nu mai avem surprize neplăcute. Nu de alta, dar va trebui să punem de out of range. Aia. Vreau să renunțăm la asta și să-l punem pe ăla. Așa, și să-l punem pe ăla. Gata. Hai să vedem unde mai ducem din nave. Așa. Gata, ne relocăm toate navele pe partea aia mării. Și poate ne mai trebuie una de patrule. Hai să vedem ce avem pe aici. Patrulă. Îi trimitem acolo. Avem nevoie de mai multe patrule, că o să ne batem probabil cu Statele Unite aici, dacă ne pregătim să invadăm Groenlanda. Hai să vedem dacă mai putem să declanșăm un naval invasion. Numai aici putem. Da, și restul sunt mult prea îndepărtate. Deci aia e. Oh, ce a fost aici? Flota Danemarcei. Dacă nu au apărut și ăștia, văd că mi-au scufundat și ei. Două submarine, un destroyer, 28 de bombare. Ok. Avem impresia că totul e sigur aici în zonă, dar aparent nu e totul perfect. O să mai scoatem niște fightere de la scouter și niște naval bombare de la naftaline. 1, 2, 3, 4... Așa. Cred că o idee mai bună să-i ducem aici, de fapt, i-aș fi dus. În Irlanda, undeva. Și să-i asignez peste Western Approaches. Așa. Hai să vedem când ajung. Acum e întrebarea. Bun, i-am asignat. Avem acoperire bună. Mai trebuie pe Marea Nordului aici să mai punem niște avioane. Hai să vedem ce avioane găsim. Am o grămadă de seaplane-uri. 1, 2... Mai trebuie 4 naval bombare. Ok, le punem acolo. Hai să vedem dacă face și marea aia verde. Gata, am făcut-o și pe aia. Am făcut și Advanced Light Tank Chassis. Cred că e ultimul model de Advanced Light. Putem încerca teoretic să mai producem acum ultimul model de Light, vă putem să punem inclusiv flamethrower pe ăsta. Improved basic anti-air gun. Pare că cel mai bune sunt automatic gunurile. Hai să punem un automatic gun. Un Freeman turret. 37.2. Facem o variantă ieftină. Design to cost. Cred că 10 speed e cel mai bine. Așa, și producem și niște T-41 din astea. Ok. Bun. În ceea ce privește recrutarea, văd că avem pe aici 12 divizii. Trebuie doar să ne selectăm unde îi deployăm. Și plus alte medium tank-uri. Mamă. Nici nu știam că îi avem pe toți ăștia aici. Deci toată armata este aproape gata de invazie. A, pleacă, gata, au plecat și ăștia patru. Avem supremația navală aici, zice că cineva, some task force are too far away.
Putem să mai ducem și aici. Pe de altă parte, în trupe. Da, și am putea să facem și baza aeriană. Și de toate. Hai să facă ăștia invazia. Abia aștept aici. Africa de Sud a capitulat. Băi, mei au capitulat Africa de Sud. Wow, eu te pun ne-au ajuns. S-a bistricat linia frontului aici. Atențiune! Nu știu, dar probabil nu ar strica să o refacem. Atențiune! Și să dăm o nouă linie ofensivă. Hai să vedem cine s-o fi reasignat aici. Ești divizii. Avem 74. De ce oare sunt 74? Am înțeles. Atențiune! În mod normal ar trebui să fie ăștia. Am înțeles. Asta și-a luat și el Fortress Buster, ceea ce e excelent. Dar, în mod normal, Ilie Florescu trebuia să aibă trupele pe partea ailaltă. Așa, și blindatele ar trebui să fie, asta e tot. Deci să fie maxim de 60, bă, că sunt încă 64, deci cineva n-are preocupare, probabil. Ăștia știu că aveau aici preocupare. Atențiune! Și ăștia. Deci rămâne doar varianta în care n-am avea pentru restul aici o preocupare, dar hai să vedem. France declared war on the German Empire. Opa, care Franța? S-a redescoperit vreo nouă Franță pe undeva? Din câte știam, erau... Canada has joined France as our enemy. Cred că s-a întâmplat ceva atunci când a dispărut Africa de Sud. Atențiune! Efectiv, unii dintre ei au nebunit. New World Participant, Australia. Păi nu era până acum, mă, Australia în război? Ok. Ceva e ciudat. Hai să vedem cine ce păzea pe aici. Așa, trebuie să le mai dăm măsura teritorii să păzească aici. Atențiune. Adunarea. Cred că nici măcar Cipru nu mai trebuie să ținem trupele. Și nici la Valetta aici în Malta. Ok. Iar în ceea ce privește partea de nord. Uite ce au scăpat pe aici la suedezi. Mamă, le-am făcut varză tot. Atențiune. Da, aici putem să mai punem trupe. Și n-am luat Liberia. Trebuie să ne ocupăm și de Liberia. De asta e puțin, vreți să ziceți că nimeni nu s-a pus aici? Ia mă, bateți și pe francezii ăștia care nu înțeleg exact ce s-a întâmplat cu ei. Straight Settlement, Nepal, Bhutan. Stem că ăștia nu mai există țările astea, cine mai declară război? Eu văd scris peste tot pe aici. Opa, iară. Ăștia încercau să fugă după ce ne-am luat insulițele. Deci știu cât am mai flota, aveau refugiat aici pe ei. Ah, Danemarca. Surprize. Danemarca încă mai are trupe. Stai să văd unde sunt aia patru ai lor, că sigur... Hai să le dăm un naval invasion, să facem și aici curat.
Ia, acum trebuie să fie 60 doar pe linia de graniță de aici. A, s-a stricat linia un pic. În caz că s-au spart fronturile și toate cele. S-au făcut multiple... Dar stați, mă, că le facem din nou o graniță frumoasă. E bine că am luat Africa de Sud, pe de altă parte. Așa. Și hai să vedem în Islanda. În, așa. Aici, asta vreau să vedem și noi. Franța cheamă Portugalia. Mă, hai duceți-vă și voi undeva la zone din astea, de genul Greenland. Facem și noi pe cea niște... În Groenlanda să facem niște naval bases, dacă cum putea. Nici alte chestii nu putem să facem momentan. Non-aggression de la German Empire. Dar stai puțin, de unde a apărut German Empire? Că German Empire e cucerit. A apărut German Empire aici? Oh my god, a apărut German Empire și noi nu suntem în război cu German Empire. Aoleu, s-au făcut varză toate linie din front din cauza... Da, hai că Ilie Florescu tu rămâi aici pe graniță. Sper să rezolve Ilie Florescu pe partea aia. Iar aici cineva ar fi bine. Uite, tot de la Ilie Florescu. Se punem pe graniță aici vreo băieți. Și terminăm și noi cu Groenlanda între timp. E și episodul următor, dragilor, urmează invazia. A, încă mai am de aici de furcă cu ei aici. Am crezut că aia era. Le-am luat și Groenlanda. Deci trebuie să băgăm o grămadă naval base toată aria asta. O să ne stabilim în Canada o mare importantă forță. Da, aia a fost. Bun, aici probabil o să trebuie să facem multe naval bases acum. Air base-uri, da. Radare, da. Și cam asta e. Mă rog, aici văd că încă mai fac ăștia autostrăzi, nu știu pe unde. Și episodul următor facem debarcarea faimoasă în Canada, Statele Unite. Și trebuie să deployăm. Trebuie să ne deployăm heavy medium tank, artillery, medium tankurile ăștia. Cred că mi-ar trebui să mai băgăm... O combinație, dar ne gândim episodul următor. Ce combinații de tancuri băgăm? Din Canada știu că cam mureau pe graniță pe aici. Dar aș vrea să mărșăluim numai cu tancuri, chiar și prin munți. Chiar și prin munți pe aici băgăm tancuri. Chiar și prin Brazilia. Cine se bate aici sau ce se întâmplă? Rio de Grande del Sol. Ok. Netherlands, United Kingdom. Da. Bun, dragilor, cam acesta a fost episodul nostru. Am reușit să facem un progres spectaculos, cucerind aproape integral Africa. Am luat Irlanda. Mamă, ăștia încă mai distrug. Ba, Danemarca, ba, Suedia. Irlanda, insulele Feroe, Islanda și Groenlanda. Și în episodul următor ne îndreptăm spre Canada.
facem mega debarcare în Canada și Statele Unite. O să fie debarcări dinspre... Să vedem dacă reușim să facem și dinspre Islanda, ar fi interesant. Da, exact. Dinspre Islanda și Groenlanda. Sunt curios dacă pot să fac chiar inclusiv din... Da, putem să încercăm inclusiv din Irlanda. Deci o să fie spectaculos. Și ne gândim inclusiv la variantele de a... încerca să vedem și ce alte modalități am putea să folosim ca să facem debarcare. Nu mi-apar vehiculele... cu care am putea să facem invazii pe timp pe mare, de tip tank. Probabil că nu le-am inclus în The Great War. Dar, anyway, numai invazii navale de trupe naval, marini și combinate cu mobile divisions. Bun, dragilor, mersi mult pentru audiență, dacă v-a plăcut acest episod și urmăriți această serie cu plăcere, nu uitați să dați un like acolo, contează destul de mult la creșterea canalului și la promovarea acestei serii. Și hai înainte, că mai e foarte puțin această serie, după ce debarcăm în Canada, urmează Statele Unite și se termină spectaculos seria asta. Vreau să aducem pe câmpul de luptă toate avioanele posibile. În momentan deja avem 800.000 de oameni sub avioane și un total de forțe aeriene, nu știu, de câteva zeci de mii. Putem să vedem aici la playthrough, 34.000 de avioane, un nou record. Aproape 70% din întreaga lume cucerită. Pride of the Fleet sunk 16, cel mai mult din cariera noastră, cică. De asemenea, pierderile noastre cele mai mari pe durata acestui ultim conflict, 410.000, nu e mult. Pierderile totale de 2 milioane pe durata întregului război, 40 de milioane pentru ei. Cea mai mare forță armată de 8,51 milioane, cel mai mare pierderi inamice în această parte de război, pentru că a fost prima parte a războiului prim mondial, după care a început partea a doua, un fel de al doilea război mondial, dar după cum se poate vedea, pierderile cele mai mari, noi nu le-am avut în primul război mondial, ci le-am avut într-un fel de al doilea război. Nu, avem 2 milioane total. Apoi, bătălii cu suport aerian, deja 2200, 11% din bătălii. Battles against encircled, 229. Număr total de bătălii 20.000, dintre care 80 ofensive în raport de 35%, conteste de airspace superiority rating 87%, tankuri construite 62.000, fabrici, 134 de fabrici construite, 584 de nave, număr impresionant de nave de asemenea acolo la nave, este un record după record, vehicule terestre, avioane, foarte multe avioane. Ce să mai zicem, fightere, foarte multe fightere în raport cu alte tipuri de avioane. Light tank-uri preponderent, dar începem să avem și noi medium tank și 0,7% heavy tanks, o să întruce și heavy tank-urile. Iar aici un raport interesant, nu, între submarine, screening ships și heavy cruiser și battleships. Nu menținem raportul care s-ar țintă, dar totuși binișor. Și dintre toate ceea ce am construit ca și fabrici, 38% dintre ele sunt dockyards, deci foarte multe dockyard-uri construite de România. Bun, și acum hai să vedem și statisticile înainte să încheiem acest episod spectaculos. Unde este România la final de joc? Evident pe locul 1, cu 3500 de puncte de prestigiu, 1260 de divizii și 20 de flote. Suntem imediat după Dutch East Indies, în ceea ce privește supremația aeriană cu 33.000 de avioane. Statele Unite zic că ar avea 15.000 de avioane, o să vedem, o să le testăm asta. 1100 de fabrici și foarte multe, număr impresionant, 342, suntem aproape dublu. Militare 288, noi avem 688, deci mai mult decât dublu. Fabrici navale 131, ei au 54, deci din nou mai mult decât dublu. Iar la teritorii terestre, 7389 de provincii, aproape de 10 ori mai multe decât are Statele Unite ale Americii. Bun, dragilor, acesta a fost episodul de episod. Mersi mult pentru audiență și să ne revedem cât mai curând cu un episod. Bye, bye!